Vă salut, prieteni, bine v-am găsit pe canalul meu, câte un pic din fiecare. Unde veți găsi multe recenzii la filme și seriale. Continui cu reacțiile la episoadele din House of the Dragon. Azi avem reacția la episodul 7, penultimul episod din sezonul 2. Așteptam să se apropie de sfârșitul sezonului. Poate mai vedem și noi ceva acțiune, nu doar povești vânătorești. Astfel că în episodul 7, penultimul episod, vedem cine este călăretul lui Seasmoke, așa cum am văzut în episodul 6. Și vedem că Rhaenerys îi adună pe toți bastarzii casei Targaryen aflați în King's Landing pentru a găsi călăreți potriviți pentru cei doi dragoni rămași, ca în așa fel să aibă mai mulți dragoni decât cealaltă familie și în cei din urmă să-i învingă. Cei doi dragoni rămași sunt Silverwing și Vermithor, niște dragoni destul de fioroși. Cam atât se întâmplă interesant în acest episod 7. Bătălia e clar că se apropie. Vom vedea acest lucru probabil în episodul 8. Sper ca în episodul 8. Ultimul episod din sezonul 2. După apariția acestui videoclip pe canal, vor urma și alte videoclipuri, unul cu reacția la episodul 8 și apoi un videoclip cu recenzia la întregul sezon 2 din House of the Dragon. Așa că dacă vrei să vezi și ce alte reacții și recenzii la serialul House of the Dragon, nu uita să rămâi pe canal și să dai un subscribe. Mult spor în toate și te salut!